În luna noiembrie, fostul prefect al județului Suceava, Mirela Domnică, i-a anunțat că pentru prima dată în ultimii 7 ani, Suceava a coborât o poziție în clasamentul negru al persoanelor decedate în accidente rutiere. Din nefericire, din cauza evenimentelor rutiere din ultima săptămână, județul a ajuns din nou pe primul loc pe țară ca număr de morți pe șosele. Numai în ultimele 7 zile, 6 persoane au decedat în accidente. Este vorba despre 5 pietoni și un șofer care circula pe drumul îngust dintre Gălănești și Horotnic de Sus cu 240 de km la oră. Bilanțul realizat de Inspectoratul Județean de Poliție Suceava arată că în total, de la începutul anului până în prezent, s-au înregistrat 80 de decese ca urmare a accidentelor. Printre cauzele care duc la tragedii se numără neatenția pietonilor, dar și a șoferilor, neacordarea de prioritate și consumul de alcool. În plus, numeroase localități nu au trotuare, iar pietonii sunt obligați să se deplaseze printre mașini, ceea ce este extrem de periculos. Pe de altă parte, un filmuleț apărut în spațiul public ridică mari semne de întrebare cu privire la modul în care sunt obținute permisele de conducere. Rudele unei tinere din Cașvana l-au filmat pe un instructor auto în timp ce recunoaște că i-a propus candidatei să dea bani ca să treacă proba practică a examenului. Purtătorul de cuvânt al DGA București a declarat pentru Mediafax că instituția s-a autosesizat în acest caz. Nu trebuie să știm care-i treaba. Ați făcut o înțelegere cu domnul polițist, îi dați ceva la urmă sau cum? Nu, ea știe de domnul polițist. Păi ați fost ea de față? Eu i-am zis la domnul instructor că o să dau 400 de euro. Și ai fost de față când a vorbit polițistul? Nu. Ați vorbit polițistul? Dar eu i-am spus. I-a spus la polițist că îi dați? I-a spus că îi dați? I-a spus. Eu la mine nu le-am spus nici, am zis-o de tine, vii aici să-i dai sau ceva, eu nu am spus la mine. Ați întrebat că da. Eu n-am întrebat nimic, a spus. Pasul de oră e cam mult, nu-i cam mult? Da, eu despre nu pot să nu vezi nimic, nu. Eu n-am treabă, nici cum, nici cu altă. Eu n-am treabă, nici cum, păi nici cu altă. Păi dar i-au zis cu dumneavoastră, i-a zis că trebuie de-a. Nu, i-am spus, eu i-am spus. Păi cine ți-a zis? Auzi, eu am venit la tine și te-am spus. Azi, trebuie să dai atâta? Bă, tot apropo că dacă nu dăm bani, nu lor. Eu am zis, nu. Chiar dacă știm să conducem, chiar dacă nu. Și l-ați întrebat de zi. Și m-ați întrebat când mergea la mașină, că dau. Nu. Și a zis că acum l-așteptă pe domn polițist ca să-mi dea dosarul înapoi. Să fie respins ca și cum dacă nu dau bani. Păi dacă, eu am spus admis? Dar nu are cum să o respingă. Nu are cum să răspundă. Păi eu vă spune ce mi-a zis. Na, păi spune ce să mai dea bani dacă o luat. Dar eu nu stresez cu nimic. Eu aștept să fie mă. Cum nu dacă dumneavoastră mi-a zis?